dragii mei, ne bucurăm că putem sta în prezența Domnului, putem să cântăm. Stăteam aici pe scaun și mă gândeam că oamenii ăia din Herson, în dimineața asta, nu mai au unde să se adune. Ce har pentru noi e bunătatea lui Dumnezeu, îndurarea, slăvit să fie El. Vreau să vă mai anunț că în zilele de 5, 6 și 7 martie sunt zile de post pe care Biserica Pentecostală din România le are programate. 5 zile în care ne vom ruga pentru țară, pentru biserică, va fi chiar o zi pentru ca Dumnezeu să păzească România de război, de toate lucrurile astea rele și să se îndure Domnul de noi. De joi până vineri, săptămâna care urmează, va fi evanghelizare la Crăciunești. Așa că cei care veți putea să susțineți, să fiți, să o faceți cu toată inima. Doamne ajută! Vă invit să vă ridicați. Citim textul pe care îl avem în calendarele bisericilor pentecostale din România pentru ziua de astăzi. Se continuă citirea din Epistola către Efeseni, capitolul 5. Începând cu versetul 1 până la 20. Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este închinător la idol n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă o sândiți. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns, dar toate aceste lucruri când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumină. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepriceput, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă rog să luați loc. Acesta este textul din dimineața aceasta pentru învățătura noastră. Tema din dimineața asta este morala vieții celei noi în Biserica lui Hristos. Rețineți, morala vieții celei noi în Biserica lui Hristos. Scumpii mei, pasajul acesta pe care l-am citit e un pasaj cunoscut de toți, dar e un pasaj foarte clar. Nu sunt taine aici pe care trebuie să le descoperim,
ci sunt lucruri spuse cu atâta claritate ce vizează conduita noastră, comportamentul nostru, viața de zi cu zi a unui creștin. Un creștin autentic, un creștin care face parte din biserică, el trebuie să trăiască în conformitate cu ce spune aici Apostolul Pavel. Altfel, totul poate fi o poveste. Câți creștini nominal nu există în zilele noastre? Dar așa de puțin creștini practicanți? E, vedeți, când privim aici, în acest cuvânt al lui Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem că în viața asta de zi cu zi, noi trebuie să trăim o viață nouă, o viață sfântă, o viață despărțită de păcat. Țin minte, chiar zilele astea, într-o discuție, spuneam că unul din oamenii pe care eu îi mai aduc aminte de ei, Ioan Alexandru, acest poet român, care a fost și în Parlamentul României, un om care și pe vremea comunismului a scris foarte multe lucruri de natură spirituală, poeziile lui pline de miez, pline de cuvântul Scripturii. La o emisiune televizată cu pastorul de atunci, Dugulescu, și cu un preot Galeriu, erau invitați la o emisiune. Și la un moment dat trebuiau să-și definească credința. Omul acesta, care nu aparținea nici confesiunii baptiste, nici penticostale, era un om care spunea că el îl urmează pe Domnul Iisus Hristos și la un moment dat, în timp ce fiecare din cei doi slujitori, în mod deosebit pastorul baptist și preotul ortodox, vorbeau despre credința lor, că așa le cerea redactorul, când preotul Galeriu a început să spună suntem de 2000 de ani creștini și așa mai departe, acest om pe care i-am avut ocazia să-l văd în persoană, să-l ascult la cursurile pe care le preda, a intervenit și el era mai volubil și a zis, părinte, să nu te superi, dar putem fi de 20.000 de ani creștini, dar fără pocăință, fără Iisus, fără viață sfântă, tot pierdut suntem. Auziți? Punea un accent deosebit pe viața asta sfântă, exact ce spune aici, în cuvântul Scripturii. Și noi putem să ne numim penticostali, baptiști, adventiști, creștini, ortodoxi, catolici, ce vreți. Dar dacă viața noastră nu se încadrează în aceste cuvinte, dacă nu avem trăirea asta a unei vieți noi, a unei vieți sfinte, până la urmă, auziți, nu vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și noi toți dorim să ajungem în acea împărăție slăvită. E adevărat? Toți dorim. Domnul să ne ajute la aceasta. Primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez în dimineața asta cu privire la trăirea unei vieți noi sau trăirea unei vieți sfinte este că trăirea vieții noi, vieții sfinte, e determinată de lucrarea Harului în noi. De lucrarea Harului. Și observați cât de clar aici putem observa că Dumnezeu a lucrat prin Harul Lui în viețile noastre și ne-a făcut fiii Lui. Observați, spune versetul 1, urmați dar pirda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Ce mare har să fii copilul lui Dumnezeu! Și acest privilegiu care ni se acordă se datorează în exclusivitate lui Dumnezeu, lucrării Harului. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 11, citim, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, Evanghelia după Ioan 1, 11 și 12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Și observați, născuți, nu din sânge, adică nu merge tata, fă mama, bunicul, cum e, vedeți, această învățătură care se dă din mostră, mostem creștini. Nu poți auzi, zice Biblia, Iisus spune, născuți nu din sânge,
Nici din voia firilor. Oh, eu vreau creștin. Gata, s-o rezolva, nu? Nici din voia vreunui om. Eu vreau să fac pe cineva creștin. Nu. Și spune foarte clar. Ci din Dumnezeu. Asta e lucrarea harului lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Să ai harul să fii copil al lui Dumnezeu. Spunea eu în gură de aur, acest mare scriitor și mare predicator din secolul 4, spunea despre Iisus, fiind adevăratul fiu al lui Dumnezeu, s-a făcut fiu al omului ca să ne facă pe noi fii ai lui Dumnezeu. Slavă Domnului pentru asta! Apoi, observați, un alt lucru pe care noi îl vedem aici, este că Domnul Iisus, altă lucrare asta a Harului, este că s-a adus pe sine ca jertfă. Versetul 2 spune aici, și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Când privești la cuvintele acestea, poți să-ți dai seama că e o lucrare dumnezeiască, e lucrarea Harului Divin pentru noi oamenii. Iisus a venit în lumea noastră și cum deja s-am spus de atâtea ori, a murit pentru noi și a dat viața pe Golgota ca noi prin El să putem fi mântuiți. Și astăzi vom sărbători la cina Domnului moartea Domnului Iisus Hristos. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Doamne ajută-ne! Și apoi încă ceva, observați, aici spune în versetul 18, dimpotrivă fiți plini de Duh. Ce mare har este să ai plinătatea lui Dumnezeu. Pentru că în Romani, capitolul 8, citim de la versetul 12, aceste lucruri atât de importante pentru noi ca și credincioși, care avem plinătatea Duhului Sfânt și aici putem observa așa, dar fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Și mai departe, dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Și apoi 14, observați, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și versetul 15 spune, și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de fiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl. Și mai citim 16-le, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Ăsta e harul lui Dumnezeu. Aici nu-s meritele noastre. Aici nu că ai fost mai bun ca altul, mai deștept ca altul, dintr-un neam mai deosebit. Nu, nu, nu. Aici e lucrarea harului. Ne-a făcut Dumnezeu copiii săi. Hristos s-a dat pe sine ca jertfă pentru noi și Dumnezeu a lăsat ca Duhul Domnului să locuiască în viețile noastre. De aceea e nevoie de plinătatea Lui și adeverește că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Îți privilegii deosebite, vă bucurați de asta. Dar acum observați mai departe. În al doilea rând, trăirea vieții noi, trăirea vieții sfinte, trebuie să se reflecte în conduita noastră. Trăirea vieții noi, trăirea vieții sfinte, trebuie să se reflecte în conduita noastră, în viața asta de zi cu zi. Și aici, Apostolul Pavel prezintă foarte multe lucruri. Eu n-am timpul să dezvolt toate astea, am să caut să le punctez, dar dumneavoastră trebuie să fiți cu mare băgare de seamă și să vedeți absolut fiecare aspect pe care îl prezintă Apostolul Pavel, pe care trebuie să-l avem în viața de zi cu zi, să se reflecte în conduita noastră. Și anume, observați aici, cuvântul Scripturii ne arată că atunci când trăiește o viață nouă, trăirea asta, ea se caracterizează prin faptul că un credincios adevărat trăiește în dragoste. Observați versetul 2, trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit. Da? Vedeți? Dragoste este esența creștinismului. Domnul Iisus spunea ucenicilor săi, în Evanghelia după Ioan,
capitolul 13, versetul 34 și 35. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și acum auziți ce spune. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dacă nu e asta, totul poate fi în zădă. Spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni 13, de la versetul 1, da? Asta ne sună nouă bine, penticostalilor, nu? Chiar dacă aș vorbi în limba omenești și îngerești. Nu, și putem vorbi. Și ce frumos, nu? Și ne bucurăm. Și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sundătoare sau un chimval zângănitor, nu? Ce ziceți? Mai departe, versetul 2. Și chiar dacă aș avea darul prorocii și aș cunoaște toate tainele și toată știința, nu? Nu? Dacă eu nu, gata, mere. E, dar uite ce zice. Și de aș avea darul ăsta și aș cunoaște toate. Chiar dacă aș avea toată credința încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt? Nimic, să fii nimic. Versetul 3. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dar zice cineva, dar poți face? Poți, poți să dai și averea și toate, nu vedeți și ăștia care dau, să-i scrie numele, să-l aplaude și gata el, nu? Sunt oameni care sunt gata să moră pentru ideile lor. Nu? Câți filozofi nu au murit pentru ideile lor, unii cu concepții politice și câte, și ne vedeți dumneavoastră, sunt anumiți oameni și ați văzut, lumea a fost guduită și acum de moartea unui om care avea un ideal și, dar s-a dus și el și toate se termină într-o zi. Însă vedeți dumneavoastră cât de importantă este dragostea. Când Tertulian, unul din mari apologeți ai creștinismului, apăra creștinismul în secolul 3, creștinismul era persecutat și el scria o cronică către împăratul roman și spunea despre creștini anumite lucruri prin care îi apăra și spunea, ei nu-s pericol pentru imperiu, pentru că uite cum trăiesc ei. Și auziți printre lucrurile pe care le spune el, sunt acestea. Păgânii zic despre ei, adică despre creștini, și ascultați bine, vezi cum se iubesc? Sunt gata să moară unul pentru celălalt. Auzi? No, dar acum e așa? Acum lucrurile s-au schimbat. Acum, eventual, se întâmplă de multe ori că sunt unii care sunt gata să dea la moarte unul pe celălalt. Și la judecăt și el e creștin și el merge în împărăția lui Dumnezeu, dar nu-l poate vedea pe ăla, nu răște pe ăla, nu? Cum avem cântarea, cine dragostea o are, îi se pare viața vis, și servește de aripioare pentru a merge în paradis. Dar cine zice că iubește pe Domnul Iisus Hristos și pun fratele urăște, el este un? Da, și de zici mincinos, te-a dat la tribunal. Ce m-a făcut el mincinos, nu? Și problema mincinosului nu e că e mincinos, problema lui este să nu fie dovedit mincinos, dar n-am nicio problemă în rest. Vedeți? Mi-aduc aminte, chiar zilele astea, citeam ceva și mi-am adus aminte de Eminescu, al nostru, poetul, care spunea că de aproape 2000 de ani ni se predică, auziți, să ne iubim, iar noi ne sfâșiem. Spunea el în secolul 19, ni se predică, iar oamenii se sfâșie. Și observați ce se întâmplă și aici, în Est, în Răsărit, nu? Oamenii care în numele poate de multe ori ai credinței, unii sfințesc, mă rog, și tancurile și toate și le dă câte ceva, nu, că să meargă și omoară unul pe celălalt. Nu, 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 ce creștinism e la? Un adevărat creștinism, auziți, se bazează pe trăirea în dragoste. Doamne ajută! Noi cum trăim? Fiecare răspunde în dreptul lui. Apoi uitați-vă în conduita asta creștină. Trebuie să se reflecte în trăirea asta o viață curată în ce privește, dacă vreți, chiar sexualitatea. Noi ne ferim că toată ziua, bună ziua, despre astea auzim. Însă observați dumneavoastră în versetul 3, spune,
curvia sau orice alt fel de necurăție. Puneți Efeseni 5 cu 3. Da, urmăriți. Un pic de atenție și puneți versetele să vadă, frate. Da. Eu le am aici, eu le citesc, nu-i problemă. Curvia sau orice alt fel de necurăție. Și uitați-vă oamenii cum trăiesc în zilele noastre. Ei sunt creștini. Da, toată seara la filme, din alea, dacă se poate, 18 plus. Da? El stă pe internet, savurează tot felul de imagini, nu? Trăire în tot felul de păcate, oamenii își permit fel și fel de lucru. Dar merg în rai, zic Tatăl nostru și merg în împărăție. Dar uitați-vă ce zic. Nici să nu fie pomenite între voi, nu? Și câți oameni, câți bărbați nu-și înșală soțiile, câte soții nu-și înșală soții, câți tineri nu trăiesc în fel și fel de lucruri din asta. Și unii se gândesc, mă duc la biserică, apoi zice, mai dau un bănuț acolo, mai zic o rugăciune, poate și o cântare și am rezolvat problema. Dar auzi ce zice Pavel? Trăirea vieții noi trebuie să se reflecte în conduita noastră. Asta nu e ceva opțional. Ce Biblia spune, interzici, nici să nu fie pomenit. E, dar pentru unii sunt practicate. Dar ești creștin? Și zice, dar ce zice noi? Nu mă voiți intra în rai. Pauz, nici ea pot să se numească cum vor. Dar Biblia spune categorii cum trebuie să trăiască un adevărat creștin. Ce trebuie să se reflecte în conduita lui. Observați. Apoi, mai departe, e vorba de vorbire aici. Când e vorba de vorbire, ni se spune să nu se audă nici cuvinte, versetul 4, porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Nu? Un adevărat creștin se poate vedea și din modul cum vorbești, ce vorbe scoate, auzi? Cuvinte porcoase, și câți nu înjură, câți nu folosesc vorbe cu dublu înțeles. Sunt oameni care spun fel și fel de cuvinte și mai când și auzi, zice, nu, pocăitul, că așa zic. Ai auzit ce o să pocăitul? Că ăștia vorbesc toată ziua, dar la care are pretenție și scoate perle din astea, în ghilimele, pe gură, înțelege? Oamenii se miră, zice, ai de mine, auzi ce o zis. Mă, zice, zici că e păgân ăsta. Da? Dar pretenții că eu sunt creștin și mă duc. Observat. Și cuvintele astea, e vorba cum le rostești în relațiile cu colegii tăi de muncă, de școală, în relația cu soția, cu copiii, ce cuvinte folosești? Vorbe nechipzuite, nu, o vorbă spusă, ai spus o vorbă, vorba ta mergând din gură în gură, spune doar, ea va rodi sau va întrista? Nu, cum e vorba? Și observați că un creștin, nu-i numai ăla care vine la adunare și stă aici două ceasuri și aici toți am primit 10 cu steluță. Dar problema e că plecăm de aici. Și ești în casă, în familie, cu vecinii, la lucru, în trafic, nu? Ce vorbe spui că, știu eu, te-o depășit și un pic? Când începe, dar el are pește în spate, că e creștin. Înțelegi? Sau poate are cruciuliță acolo la oglinda retrovizoare. Nici o problemă, dar el mere, nu, frații mei, observați. Viața nouă, viața sfântă trebuie să se reflecte în conduita noastră, în ce primește, ați observat, relațiile noastre să fie bazate pe dragoste, aceea creștină să fie în ce privește sexualitatea, în ce privește vorbirea, în ce privește, dacă vreți, bunurile materiale, auzi ce spune ei. Curvia sau orice fel de necurăție, versetul 3, sau lăcomia de averi. Auzi și de astea. Și asta e o problemă. Când trăim într-o lume materialistă, e o goană nebună, înțelegi? Știu mulți să vorbească de ăla, de ăla, înțelegeți? Dar noi trebuie să vedem fiecare dintre noi cum ne-am raportat și cum ne raportăm la lucrurile astea. Că sunt unii, am văzut și din ăștia care au ajuns deja la o anumită vârstă, și știu să critique pe toți, dar cât puteau ei, ar fi muncit ore nu știu câte, ar fi făcut nu știu câte, și-ar fi făcut mobilă nu știu câte, și-ar fi adunat nu știu cât să aibă teancuri de nu știu câte. E, vine o vreme când
știi, deja simți că nu-ți mai trebuie. Dar problema este că trebuie să vezi pe tot parcursul vieții tale, nu numai o etapă. Cum ești? Cum te raportezi la lucrurile? Să am bani, să fiu cineva, păi, cum am eu poarta la casă, cum e mașina, nu, că astea sunt lucruri, e, vedeți? Și observați ce spune versetul acesta 5, că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care e închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nu, asta zice Biblia, nu zic eu. Observați? Mai departe, spune cuvântul Scripturii, anturajele. Ia observați ce spune versetul 7. Să nu vă întovărășiți, dar deloc cu ei, cu astfel de oameni. Și mai departe, versetul 10 în jos. Cercetați ce e plăcut înaintea Domnului și nu luați parte deloc la lucrările neroditoare ale întunericului, na? Și când tu zici că te duci la nuntă, că e neamul tău, că e copilul tău, că poate fi. Și Biblia spune clar că e o lucrare a întunericului, în chefuri, în beție. Ajunge că ați trăit și ați fost. E, acum și tu dacă te duci, zice să nu iei parte. Dar nu ai nicio problemă că e o marte, păi cu colegii. Și acolo, ăla, părelul, noroc mă idiot, noroc mă Vasălie, dă-i drumul. Nu, și tu ești acolo, la mese, te îndobdea, binelea, și Biblia spune, nu, ei se duc, fac chefuri de toate felurile, ei, tu ca creștin, iei parte la lucrările. A, zice, păi nu trebuie să fii îngust, dar nu trebuie să fii îngust, că dacă aș spune eu, aș spune, dar zice Biblia. Și ascultă-mă bine, nu te juca cu viața ta, că spune, nu luați parte la lucrările neroditor. Se duc la tot felul, câți oameni n-au ajuns, domnule, să fie goi pe dinăuntru, că și-o permis, cu povești, cu discuții, că vezi tu, avem și noi întâlniri de nu știu care, că ne mai ducem cu ăia, ba că ne ducem la nu știu unde, ce întâlnire, ba, e, dar Biblia spune negru pe alb, nu luați parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Câți nu s-au lăsat învățați și influențați, ba de unul, ba de altul, în anturajele astea, și a ajuns pentru că există atâta permisivitate în viața asta de zi cu zi. Și unii și-au pierdut familiile, și-au distrus viața, tocmai datorită unor astfel de lucruri. Biblia spune încă mai mult, zice, ba mai degrabă osândiți-le. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Și ei se îmbată acolo, se droghează mai nou, fac fel și fel de lucruri și tu zici că trebuie să merg la discotecă, la bal și câte altele, că-i balul bobocilor, că-i balul nu știu care, și noi mergem. Dar adevăratul creștinism, observați, asta spune. Și asta o spune Apostolul Pavel în această epistolă într-un mod atât de clar. Și apoi, vă rog, rețineți încă ceva aici, în ce privește lucrurile pe care noi le ascultăm, lucrurile cărora le acordăm atenție. Revin la versetul 6. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii. Ne ascultă. Și tu asculți așa, câte o filozofie din asta, câte un lucru, îți vine unul și spune de nu știu ce, de nu știu de pe unde. Și de multe ori oamenii, în loc să rămână zidiți pe acest cuvânt al lui Dumnezeu, sunt prinși, exact cum zice Pavel la Coloseni, și observați ce spune el acolo în capitolul 2, versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Câți n-au fost prinși? Tot felul de învățături, câte n-au fost? Nu a venit câte unul, s-o năzării lui, nu știu ce să pună, să spună, nu știu eu, că nu-i bine aia, că nu-i bine așa, că trebuie așa, că el... E, dar spune-mi, scrie în Biblia asta. Filozof de ăștia. Dar cuvântul acolo este filozofie goală. Hai că până la urmă n-are nici rost. Biblia spune, bagă bine de seamă, fii atent la ce asculți. Fii atent cu cine te însoțești. Și încă un lucru în ce privește conduita, observați aici, este cu privire la răscumpărarea timpului. Versetul 16. Răscumpărați vremea cât zilele sunt rele. Adică știți asta? Cuvântul exagorazo în limba greacă, care este a răscumpăra timpul din legăturile lui rele.
a folosi fiecare ocazie, da? Pe care o ai. A răscumpăra timpul este a te pune în cazul nostru la dispoziția lui Dumnezeu, că nu știi dacă ziua de mâine ți aparține, nu știi. Răscumpără vremea, nu lăsa să treacă vremea. Ai posibilitatea să vii la casa Domnului, vino, că s-ar putea să fii mâine într-o postură în care să nu poți veni. Pe câți nu am auzit spunând când erau pe pat, la spital sau acasă și nu se puteau mișca, de-aș mai putea și merge la adunare, vino când poți. S-ar putea mâine să fie prea târziu. Poți să slujești, poți să te implici în lucrare, implică-te că mâine s-ar putea să fie prea târziu. O, Doamne, luminează-ne mintea și ajută-ne să înțelegem ce înseamnă să trăim o viață nouă. Trăirea vieții noi trebuie să se reflecte în conduita noastră. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l observăm este că trăirea vieții noi trebuie să aibă un impact asupra oamenilor. Observați, dacă viața mea și viața ta n-are impact asupra oamenilor, atunci e o problemă. Un impact pozitiv, nu negativ. Observați, spune versetul 8, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domn. Ce lumină sunt? Luminăm sau ce ziceți? Sau ne luăm ca minerii. Aveau, știți, când intrau în schimb, i-am avut tata miner și ca să poată lucra bine la cască, aveau așa un bec din ăla puternic, acolo și luminau. Nu. E simplu să ai lumânare în mână. Înțelegeți? Și oamenii sunt așa de bucuroși, au lumânare. Dar cât ține lumina aia? Cât ține și lumânarea? Dar eu trebuie și dumneata să luminăm în jurul nostru, oamenii să vadă lumina în noi, să nu luăm parte. Când luminezi? Când ești? Când nu iei parte la lucrările neroditoare. Când tu nu te duci și te întreabă, păi de ce nu te duci? Păi eu sunt credincios. Și am trăit încă în vremea comunismului, lucram în învățământ și la ziua de 8 martie și mă chema. Zic, nu pot, că eu muncă la biserică, nu pot să mă duc. Eu pot să mă duc aici, la adunare, aici când, aici mă duc și dincolo mă duc acolo și stau, nu? Aia zice, nu, că trebuie să stai, trebuie să te duci. Nu, 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 tu alegi. Nu iei parte la lucrările nerodite, atunci ești lumină. A, că nu bei, dar băi, știi că am eu probleme cu stomacul, am cu toate. Nu, nu, nu beau pentru că eu sunt credincios și nu beau. De ce nu iei droguri? De ce nu fumezi? De ce nu faci asta? Știi, o dai și cotești pe acolo și voi elevii și ăștia toți. Nu, domnule, ca să poți să fii lumină, tu trebuie să nu iei parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Asta e trăirea vieții sfinte. Asta e trăirea unei vieți noi. Și Domnul să ne ajute să fim astfel de oameni. Mă uit la ceas și vreau să închei, trebuie să intrăm la cină. Mai am un al patrulea lucru pe care îl văd important și anume, trăirea unei vieți noi este întreținută. Ascultați bine, de lucrurile spirituale. Trăirea acestei vieți noi, să nu vă gândiți că toate vin așa, zboară, ia, se prinde, nu? Da. Trăirea vieții noi, auziți, e întreținută de lucrurile spirituale. Și anume cum? Spune versetul acesta 19. Vorbiți între voi cu psalmi. E, dacă să vorbești cu psalmi, trebuie să știi să citești din Biblie. Iar dacă tu nu citești, tu citești ziarele, tu citești tot cancanul care e stres să știi toate. Dar din Biblie, dacă întreb când ai citit, nu știi. Cum e vorbit cu psalmii? E vorbit ce citești. Că dacă vei vedea acolo fel și fel de lucru, alea le vei vorbi. Ei, observați, întreținerea e foarte importantă, da? Viața asta nouă e întreținută de o vorbire spirituală bazată pe psalm, pe cuvântul lui Dumnezeu, nu? Să poți să trăiești în așa fel. Asta înseamnă să vii și la biserică, să predică, nu? Închinarea, nu? După îndurarea ta cea mare, sunt în locașul cel sfânt, suntem aici, în casa lui. Pe mine, dacă m-ați întrebat, eu știu foarte multe lucruri pe care le-am ținut minte de când eram copil. De aia aduceți copiii la biserică, nu-i țineți pe acasă. Că ei vor avea vorbire bazată pe tot felul de desene animate, pe tot felul de filme pe care le văd de acolo. Da, pe mine, dacă mă întreb, eu știu foarte multe lucruri de când eram copil mic, că frații citeau din psalm, din cuvântul lui Dumnezeu. Și acelea ți se întipăresc în minte.
și le vei folosi în cu cântări de laudă, nu? Păi cântări de laudă. Și uite, Dumnezeu a dat ca în vremurile astea să nu trebuiască să fie harfă, ci să cânți, numai să-ți deschizi gură și să cântă cântări. Ama fiecare are ideile lui, unul ar vrea numai de alea, unul ar vrea de alea. Dar auzi, când suntem aici, să cântăm, să lăudăm pe Dumnezeu, ne uităm acolo. Și astea te fac să poți să ai acea viață trăită, că și versurile cântării te influențează. Și astăzi câte cântări au fost, toate erau cu mesaj, ne vorbeau despre cum să trăim în viața asta de zi cu zi. Mai departe, în versetul 19, spune aici, și cu cântări duhovnicești, ce mare har ai să poți primi din partea Domnului, astfel de lucru. Aducând din toată inima lauda Domnului. Nu, aducem ce să zicem. Că aici, din chinăm, asta e închinare. Asta e închinare. Dar tu nu vrei că nu se cântă cântarea care vrei tu. Sunt unii care vrea numai lor, alta vrea numai lor. E foarte greu să poți împăca pe toți, înțelegeți? Dar auzi, pune să cânți din toată inima lauda Domnului, înțelegeți? Au fost oameni care au înțeles aspectul ăsta și așa au putut avea viața asta trăită în Duhul legilor date de Dumnezeu. Să pot să lauzi din toată inima, auzi? Asta spune. Și apoi versetul 20 spune un lucru foarte important. Asta iarăși ajută, vedeți, alimentează, întreține viața spirituală. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Dar unii n-au niciodată ce mulțumi. Înțelegeți? Eu văd frați, domnule, de multe ori biserică, slujire, dar, domnule, te-ai gândit, bă, uite, mulțumește pentru cum a fost, bă, domnule, cum a predicat, ăla a cântat, a cântat, mă, s-a străduit, cum a putut, a venit, a pierdut ore și a făcut repetiție orchestra, poate a greșit, poate a greșit corul cu ceva, poate ăla care recită poezia a greșit, poate a greșit ăla care a cântat o cântare, dar el s-a pregătit și a vrut să cânte. Și tu, cum e? Asta e cântare. Acolo ați greșit, acolo ați făcut. Ai, tu n-ai zis versetul ăla, tu n-ai zis bine ăla. Nu spunem, tu mulțumești Domnului totdeauna. Ce zici? În loc să fii un mulțumitor, ești numai un criticaș din ăsta. Te critici. Te duci acasă și stai cu familia, că ai auzit tu cum o cântat aia de rău. Ai auzit tu ce-o predica și ăla? Și ăla au bătut câmpii și dă-i drumul. Apă ăla, ați văzut? A fost obsert de evanghelizare. Păi nu ne apucăm să facem clasamente. Mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare cum predică, fiecare are un mesaj din partea lui Dumnezeu și să putem mulțumi lui Dumnezeu. Păi putem? Păi așa întreții viața spirituală. Păi dacă numai critici din criticași, din ăștia numai criticași ies. Dar din mulțumitori, mulțumitori ies. Om fi noi mulțumiți, ce zice? Nu, așa se întreține viața. Domnul să ne ajute. Închei aici. Dar aș vrea să nu uităm aceste patru lucruri. Trăirea unei vieți noi e determinată de lucrarea Harului. În al doilea rând, trăirea vieții noi sau sfinte se reflectă în conduita noastră. Trăirea vieții noi trebuie să aibă un impact asupra oamenilor, celor din jur. Și trăirea vieții noi este întreținută, auziți, de lucrurile spirituale. Să nu gândești că o să ai o viață nouă dacă tot te vei alimenta numai de la ea, dar întotdeauna au numai de comenta. Întotdeauna au numai de spune, ai văzut pe ăla, ai știut pe ăla. Nu! Dacă tu te vei baza și te vei axa pe lucrurile spirituale, vei putea vedea mâna lui Dumnezeu peste tine, peste viața ta. Să ne ajute Domnul să trăim o viață sfântă, o viață nouă. Amin! Invit toți frații slujitori ordinați, diaconi, prezbiteri, să vină în față, ne vom pleca pe genunchi, ne vom ruga Domnului pentru lucrarea asta măreață, cina Domnului. Și Doamne, ia minte la rugăciunea noastră, iartă în dimineața asta, spală, sfințește și ajută-ne să fim oameni noi, trăind o viață nouă. Amin! Doamne ajută!